Cine este pentru proces verbalul ședinței anterioare? 20 vă rușim. Domnul președinte. Domn primar, aveți cuvântul pentru a prezenta ordinea de zi. Bună ziua, bine ne-am regăsit ședința ordinară a referendumului septembrie. Ultima din acest semestru, a lucrat la cercare două puncte la ordinea de zi cu caracter tehnic. Și anume, primul, proiect de hotărâri privind modificarea și completarea hotărârii numărul 31 pe 25 mai 2022 a Consiliului Local al Comunei Strungaș de Țuiaș de aprobarea depunerii proiectului de investiții, sistem de monitorizare și siguranță spațiului public în Comuna Strungaș de Țuiaș. La punctul numărul 2, proiect de hotărâri privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Local al Comunei Strungaș de Țuiaș pe trimestrul 3. Și ca orice ședință, la sfârșit, de mega generică, diverse probleme curente ale administrației publice locale, unde vom discuta între noi despre ce este important pe perioada următoare. Cine este pentru ordinea de zi? 21. Domnul primar, aveți cuvântul pentru a prezenta primul punct de pe ordinea de zi. Da. Primul punct vă propun, la articolul 1. Se aprobă modificarea anexei numărul 1 la hotărârea numărul 31 pe 25 mai 2022 a Consiliului Local al Comunei Strungaș de Țuiaș de aprobarea depunerii proiectului de investiție sistem de monitorizare și siguranță spațiului public în Comuna Strungaș de Țuiaș având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 2. Se aprobă modificarea articolului 4 din hotărârea numărul 31 pe 25 mai 2022 a Consiliului Local al Comunei Strungaș de Țuiaș de aprobarea depunerii proiectului de investiție, sistem de monitorizare și siguranță spațiului public în Comuna Strungaș de Țuiaș, articol care va avea următorul cuprins. Componenta 1. Valoarea maximă eligibilă a proiectului de investiție, sistem de monitorizare și siguranță spațiului public în Comuna Strungaș de Țuiaș, în cuantum de 639.951 de lei fără TVA. Și anume cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă taxe pe valoare adăugată, valoare de 121.590,69 lei, cheltuieli eligibile asigurate din bugetul de stat, adică 130.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 24.700 de euro, la care au curs de 1 euro egal cu 4,9227 lei, așa cum cere ghidul solicitantului la luna mai 2021. Valoarea stațiilor de încărcare a proiectului este de 246.135 de lei, echivalent la 50.000 de euro, la care se adaugă TVA în valoare de 46.765,65 lei, echivalent la 9.500 de euro. Valoarea totală a proiectului este de 886.086 lei, echivalent la 180.000 de euro, la care se adaugă taxe pe valoare adăugată în sumă de 168.356,34 de lei, echivalent la 34.200 de euro. Articolul 3. Celelalte prevedere au hotărârii 31 de 25-5-2022 a Consiliului Local al Comunei Strungaș de aprobarea de de investiții, sistem de monitorizare și siguranță spațiului public în Comuna Strungaș de Țuiaș rămân în vigoare. Și aici avem un suport. Referatul specialitate. Referatul de aprobare. Practic, la solicitarea celor care analizează proiectul depus în luna mai, s-au cerut o serie de clarificări, vor rigoare de exprimare, de asta am modificat hotărârea inițială de mai, care am adoptat-o la depunerea proiectului. Practic se referă la stat, la sistem de supraveghere, acelei camere de supraveghere, tot ce înseamnă obiective importante pe domeniul public al Comunei Strunga, la care PNRD-ul îi obligă și se adaugă stații de încărcare pe care le asigură PNRD-ul de 50.000 de euro pe care le vom amplasa pe domeniul.
Tehnic, ele sunt cuprinse aici. Am văzut că au avize favorabile de la comisie. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Cine este pentru punctul 1? Noi suntem ceva. De acum, discuții. Nu, mai avem aprobarea proiectului. Aia este proiectul. Mulțumesc. Prin rectificarea proiectului program Consiliul Local din Strâmba Județean, pentru 3. Vă propun la articolul 1. Se aprobă rectificarea proiectului program Consiliul Local din Strâmba Județean, iar și pentru 3, la 2022, vă promulgează. La partea de venitor, alineatul 11.0206, sume de facturi de taxe pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, se suplimentează în trimestrul 3 cu suma de 46.000 de lei. 2. Roman, la partea de cheltuieli, la capitolul 5102, autorități executive, alineatul 20.30.30, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, se suplimentează în trimestrul 3 al 2022 cu suma de 46.000 de lei. Practic sunt bani alocați la bugetul de stat pentru plata recenzorilor de la recensământul care l-am avut. Deci banii sunt veniți strict cu această destinație, plățile se fac prin bugetul local, deci apelat la buget și ducem la capitolul de unde se va face plățile. Cine este pentru punctul 2? Vă mulțumesc. Și acum discuții. Care? Domnul Saradicea. Noi cu școala am solicitat o modificare de buget din luna august. Noi parcă am aprobat-o luna trecută. Deschiderea de credite nu le-a făcut nici acum contact la... Deci, eu le-am semnat, le-am dat luna. Dar nu și-au făcut treaba la trezorerie. Treaba contabilicească. De legătura doamna contabilă, dumneavoastră, doamna contabilă, am lasă-o să o impulsionez și eu. Bine că mi-a spus. Trebuie să spune și până acum, nu neapărat în ședință. Dar nu, că astăzi și-au făcut actele să meargă la bancă și nu are bani. Asta e problema. Da, întrebarea este, atunci ce am mai făcut modificare de buget, că începând de pe întâi, intrăm în trimestru și alor. Și noi aduceam banii din trimestru 4 în trimestru 3 pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu combustibilul, adică cu lemnele, și nu plătiți impozitele elevilor pentru anul școlar precedent. Adică nu mai are rost rectificare, odată ce intrăm în... Treabă contabilicească. Aici, sincer, să fiu un om precis, de asta avem contabil. Da, dar eu vreau să accentuez faptul că doamna contabil nu și-a făcut treaba, nu a școlii. În două luni de zile, trebuie să fac o, nu știu ce hârtii, pentru deschidere de credit. Așa e când ai contabil și ai credit, știți. Da. Dar nu ați făcut o viață. O fi contabil, a făcut timp, le-am semnat pe cu bancă și o zic că nu poate meargă, n-are bani. Puturile au ajuns la dumneavoastră. Deci, de fapt, se mai întâmplă sincropii de la mea. Nu sunt fericite, nu le aprob, dar dacă se întâmplă, ele pot fi anunțate când disperse, când înțelegeți că există și le rezolvăm pe loc. Tot am așteptat, eu am mai vorbit, nu știu, dar fiind acum ultima zi... Contabilele între ele, opinia mea, ar trebui să înțeleagă, el știu foarte bine de la contabil. Nu? El știu să se povestească între ele. Nu numai trebuie să înțeleagă, să-și facă și treaba, fiecare în dreptul ei. Asta e treaba. Da. Asta e ca faptă bine de acum. Aici sunt discuții? Deoarece nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. Eu vă mulțumesc, domnule consilier. Mulțumesc și postului de televiziune Actualitatea TV. Avem 2 ani deja de la alegeri. Împlinite zilele acestea. Am avut, deci, ca un minim bilanț, așa, să zicem, în relația primară, aparat executiv, Consiliul Local. Cred că am avut o relație bună, nu ne-am, să zic, tamponat. Ne-am înțeles, poate m-am făcut bineînțeles și dumneavoastră la fel. Întotdeauna când au apărut lucruri mai complicate, am căutat să le armonizăm între noi și pentru aceasta eu vă mulțumesc.